Îi o lăsăm pe aia lui Peter Esterházy. Îi mulțumesc mult, ca de obicei, lui Gabriel, pentru căldura extraordinară cu care nu doar acum, ci întotdeauna a vorbit despre scrisul meu. Întotdeauna va fi greu să arăt cât de mult a însemnat Gabriel și editura Humanitas pentru scrisul meu. Este o întâlnire miraculoasă, realmente, și cu o poveste extraordinar de frumoasă pe care am spus-o de foarte multe ori, n-am să mai spun și acum. În ceea ce privește romanul Orbitor, el a fost pentru mine o șansă și un dar care mi s-a făcut. Nu am niciun fel de orgoliu că am scris această carte, de aceea laudele excesive, ultra excesive ale lui Gabriel mi-au trecut pe lângă urechi, ca să spun așa. De multe ori se spune că scriitorii au un ego uriaș. Eu, de-a lungul timpului, am încercat să mi-l diminuez, să-l comprim cât am putut de mult și să las mai mult spațiu vieții, pur și simplu, pe care ego-ul o otrăvește, de fapt, ca și opera unui autor. Orbitor a fost pentru mine o uriașă șansă. Eu mi-am dorit întotdeauna proiecte lungi, proiecte care să mă țină activ. Una este să scrii versuri, o dată la 2 săptămâni sau o dată la 3 săptămâni cât un poem, fără să știi dacă vei mai putea scrie încă unul ziua următoare. Și alta este să scrii o carte la care te-ai gândit ca fiind o carte lungă, o carte amplă, o carte de cel puțin 1000 de pagini. Asta am avut prima dată în minte când m-am apucat să scriu cartea asta, pentru că în acel moment aveam nevoie să-mi țin ocupată o mare parte din viață, o bună parte, o halcă de viață care să fie într-un fel satisfăcătoare pentru mine. În singurul fel în care viața unui artist este satisfăcătoare, adică prin scriere, prin creația propriu-zisă. Și în privința forței acestei cărți, dacă vreți, vreau să vă spun că ea nu mi se datorează decât în foarte slabă măsură. Aș spune eu că un autor care aleargă la o cursă de cai nu este un cal, este un jocheu. Jocheul este cea mai bicisnică ființă. Jocheii trebuie să fie mititei și ușori, după cum știți foarte bine. Pentru ca armăsarul care aleargă să nu-i simtă greutatea. Cursa o câștigă caii. Eu am avut extraordinara șansă, extraordinarul noroc, ca acel cal care mi s-a dat în acel moment să fie un cal de rasă, să fie faraon al cincilea, dacă știți despre ce vorbesc. Am avut un cal extraordinar. Am avut un animal, ca să zicem așa, sub mine, care m-a purtat acolo unde vroiam eu să ajung, fără ca eu să am cine știe ce mari skill-uri sau cine știe ce mari, știu eu, veleități de alergător. N-am alergat eu, a alergat calul care mi s-a dat și pentru care eu nu pot să fiu decât extraordinar de recunoscător. Dacă mă mai gândesc acum la Orbitor, nu mă mai gândesc aproape deloc. Eu sunt unul dintre autorii care se gândesc întotdeauna la cartea la care scriu, singura care contează pentru mine. Foarte rar îmi mai aduc aminte de Levantul, de Orbitor, de Nostalgia, de alte cărți de ale mele, ca și când ar fi niște etape de mult trecute și uitate ale scrisului meu. Ca și cum ar fi camerele acelea succesive ale Nautilusului, care trece dintr-una în alta în acea spirală cu camere din ce în ce mai ample pe măsura corpului animalului care a creat spirala monolitică. Mie greu să mă gândesc la Orbitor într-un fel, îl văd ca pe o singură bucată de literatură. De multe ori cred, îmi închipui că Levantul este o carte mai elaborată, mai frumoasă într-un fel, dar Orbitor este, cum să zic, lespedea de bază. Știți că atunci când un constructor face un nou etaj, trage o șapă de
de ciment. Ei, cam asta, cam așa văd eu în sensul cel mai pozitiv romanul Orbitor. Este o șapă de ciment care înseamnă nu un final, nu un capac pus peste un etaj, ci fundația etajului care urmează. Pe această fundație eu construiesc cartea la care scriu acum. Am depășit 600 de pagini. Îmi pare rău pentru domnul Liceanu, dar îi voi da din nou o carte mare, care prin forța lucrurilor se vinde mai rău decât cărțile miditele, dar am să scriu și dinarea mai târziu, îi promit de pe acum. Și în momentul acesta sunt atât de obsedat de ceea ce scriu acum, de o carte într-un fel asemănătoare cu Orbitor și în multe alte feluri divergentă, diferită, încât nu pot să gândesc limpede la acea carte. Dar vreau să vă spun un lucru. În momentul în care eu am adus la Editura Humanitas primul volum din Orbitor, avem sentimentul eșecului total. Îmi recitisem cartea, ceea ce eu de obicei nu fac, cum nici nu editez cărțile niciodată, și mi se păruse o catastrofă absolută. Și am dat-o uneia dintre redactorii Editurii Humanitas, cu inima cât un plurice, simțind că după travestii pe care iarăși îmi percepuse ca pe un semi-eșec, simțind că s-a terminat cu mine în acel moment. Ei, și redactorul respectiv, după o vreme în care m-a lăsat să pierd în sub propriu vreo 2 săptămâni, cum se întâmplă, a venit la mine și mi-a spus, este nostalgia la puterea a doua, sau la cum, nu, nostalgia la cum, a spus. Cu o lumină pe față extraordinară. Vreau să spun că într-o clipă, așa cum întorc un comutator, din întuneric s-a făcut lumină în mintea mea. A fost un moment extraordinar de important, pentru că eram într-o stare de deprimare literară și artistică și aceste vorbe foarte simple pe care mi le-a spus această doamnă au fost pentru mine un impuls și o inspirație extraordinară. Și altfel am început să scriu volumul al doilea din Orbitor, care este și, după părerea mea, cel mai bun, care are cele mai puternice și mai bune pagini. Totuși, Orbitor este, până la urmă, o lume cu lumini și cu umbre. Este cu pagini foarte bune și pagini foarte mediocre, ca să zic așa, dar cu, cum să spun, cu necesitate. Cu necesitate, pentru că ținând un subiect la tensiune foarte înaltă, pe 100 de pagini este extraordinar de greu, dar pe 1400 de pagini este imposibil. Așa cum un cozonac nu poate fi făcut numai din stafide, la fel paginile bune trebuie să plutească într-un fel, să fie embedded, cum se zice, în pagini, mă rog, oarecare, să zicem așa. Sper că am găsit rețeta potrivită și numărul potrivit de stafide la aluat, să spunem așa. Ce să spun, îmi place și mie foarte mult cum arată această nouă ediție. Este o ediție luxoasă, o ediție extraordinar de plăcută. Aici Angela Rotaru, după părerea mea, s-a întrecut pe sine. A dat o carte foarte, foarte frumoasă după mai multe încercări. Și nu pot să, decât să sper că dumneavoastră o să luați această carte, o să începeți să citiți din ea, o să ajungeți până la sfârșitul primului volum, apoi cu puțină, știu eu, cu puțin efort de voință, o să-l începeți și pe al doilea. Eu sper că o să vă țină și o să vă ducă până ajungeți la al treilea. Al treilea volum a fost citit de puțină lume. Eu vreau să vă spun, puțini au ajuns până acolo, până în largul mării. Dar vreau să vă spun că dacă treceți de al doilea volum, vă va aștepta o carte mult mai digerabilă, mult mai
invizibilă și mult mai, pe care o veți citi cu mult mai mult câștig, pentru că este o carte în care personajul se prăbușește în istorie. Din idealitate, din metafizică, din religie și așa mai departe, el se prăbușește în istorie, nimerește în mijlocul Revoluției Române și veți avea, sper eu, o anumită satisfacție urmându-l în această cădere în istorie. Este o carte sarcastică, este o carte ironică, este o carte care are multe lucruri care v-ar putea interesa. Deci eu aș vrea foarte mult, chiar aș vrea ca unii dintre dumneavoastră să înceapă cu volumul al treilea. Eu cred că ar fi o bună cale de urmat și apoi să continue lectura cu oricare dintre celelalte. Sau o nouă formă, o altă formă de lectură foarte potrivită pentru această carte ar fi: deschideți-o la întâmplare. O deschideți în fiecare zi sau o dată pe săptămână sau o dată pe lună la întâmplare și citiți o pagină sau două. Eu cred că este un mod foarte potrivit de a citi această carte, care în definitiv nu are început și sfârșit, este ca un puzzle, ca o întrețesere de poeme. Deci ați putea citi această carte și ca pe o carte de versuri. Eu vă mulțumesc mult de tot că sunteți aici alături de noi și, ce să spun, nu pot decât să sper că relația noastră, care nu este numai de autor-cititor, ci este mult mai complexă, este de autori de pe o parte și de cealaltă a oglinzii, ai unei singure cărți, ai oglinzii în sine și sper că așa să rămânem întotdeauna. Vă mulțumesc mult de tot! Ascultându-l pe Mircea Tărtărescu, simt nevoia să-i pun o întrebare în fața dumneavoastră, să-l întreb care îi se par acum, când au trecut atâția ani și atâtea ediții festive care s-au acumulat,